Bate vântul. Dar asta pentru că suntem în vârf de munte și astăzi am venit la autor. Uitați-vă un pic cât suntem. Este cea mai mare tură de enduro de până acum. Nu știu unde o să mergem. Băieții teoretic cam știu un traseu interesant, dar eu zic că o să ne distrăm. L-avem pe Ștefan care e în dubă și nu dă bătaie, chiar dacă e jandarm. L-avem pe Robert acolo, Florin, Andrei. Andrei e frizerul meu, uite-l acolo. Andrei, ai emoții când mă tunzi? Nu. Nu? Bine. Tu ai emoții când mergi cu motorul, nu? Nu. Eu am emoții când mă tunzi, da. Mai știu care e motorul. Prea multe motociclete, cred că cu asta. Asta e un Beta 2023, dacă știu bine. Și asta este prima. Prima ieșire. Ești urât? Gata. Mergi cu Andrei jos la încălzire? Mihai se duce cu Andrei. Ah, mergi. Nu mă duc cu el, rămân cu voi. După ce plecăm în tură, o singură regulă să fie. Să nu treceți de mine că nu știți traseu, știi? Da, clar. Unde pornesc? Le-ai zis de frâna de motor să nu folosească frâna la vale? La vale, trei pe asta. Am înțeles. Ștefan, la vale. A? La vale, trage ambreiajul, nu faci frână de motor. Patru timpi? Slabule! Ia uite-l, pe Alexei în față. Hop, așa vreau. Hopa! Și nu te-am prins pe cameră. Eu mă bucur că am ieșit cu Ștefan, că Ștefan e nebunit după enduro, doar că n-a prea avut ocazia și a fost invitația băieților ăstora foarte fain. Oricum, foarte multe detalii. Cine urmărește pagina de Instagram știe deja. M-a invitat pe mine, a zis, hai să ieși la o plimbare cu enduro, că am văzut că îți place și dacă vrei poți să aduci un prieten. Și primul om la care m-am gândit și cu care n-am mai filmat de foarte mult timp e Ștefan aici în față, care nu are curaj de pe stradă. Cum e? Iar încep cu prostii. Cum e? E bine? Ce ai, 2 jumate, 4 timpi? 4 jumate. 3, 4 jumate? Și să știi că pe unde crezi că nu prea poate, poate motorul mult. Și gaz. Băi, ți-au și motoare de 2 timpi și motoare de 4 timpi și în funcție de cum e fiecare trebuie să se adapteze și să înțeleagă că fiecare are un mers diferit și fiecare se conduce diferit. Nu e ca la stradă, folosește mult frâna de spate. A, bine, și eu vreau. Bine, mă. Mă rog după Ștefan. Hai, Ștefane, gaz, rupe-o. Rupe-o, bine. Nu căuta pământul, ține picioarele pe scărițe tot timpul, chiar dacă alunecă. Da, nu e ca pe stradă. Nu căuta pământul, încearcă să o miști mult. Am putut și eu un pic de wheelie. A scăpat piciorul de pe frână. Hai, mă, că se pricepe Ștefan. Ia uite-l pe al meu băiat. Hai că se învață și între, mă. O să aibă febră musculară multă. Mie mi se pare foarte ușor beta-ul ăsta. Ori e Husqvarna mea foarte greoaie din cauza suspensiei, ori e beta ușor în sine. Știi care e ideea? Că dacă mergi pe un drum de genul e foarte fain, doar că de obicei e destul de plictisitor. Dacă mergi mai mult pe cărări, atunci e mult mai entertaining, dar obositor în același timp și mai dificil, clar. Iar aici la pietre trebuie să ai mare grijă să nu dai pietre în fața cuiva. Ce airtime! Cum e? Mă asta dacă găsesc neutru la asta. E mai greu la astea. Nici nu găsesc. Îți place? Lasă ușor să patineze ambreiajul și mișcă atunci, pune presiune. Dar asigură-te că ești într-a întâia. Omoară. Știi de unde, nu? Așa. Bravo. Mă urc pe drumă. Să-mi fac ciorul. Deja fac febră. Ce-a rămas joie, îți place, nu? Da? Da. Merge încet? Da, e în modificare stradă, e prima oră pe aici. Sara și pe circuit. Păi se dau pe circuit, n-aș. Iacul ăsta care merge pentru prima oră. Asasin. Serios? Nu te cred. Asasin? Nu te cred. El nu s-a dat cu motocicleta. Nu știa. El știa de ambreia și atât. Ce este asta, te ajută? Asasin. Ăia n-au putut dea lor din prima. Vorbei serios? Vorea motorul. Deci probleme de astea. De 2 ore mai și cu de 3 ori, mint, cu enduro. Hai să-i cer că ai ieșit cu ăla la. Păi da, ăla a fost acum 4 ani. Da, dar tot a ieșit, eu n-am bătut. Păi, tași, mă, că te trântesc de aici. Aia, mă, măcar știm o treabă. Păi intrăm în baltă, nu ne mai chinuim că ne murdărim, că ne murdărim, că ne udăm, că ne udăm. Treci prin cea mai mare baltă și știi o treabă.
A, aici o să fie amuzant că vin băieții și alunecă, că e noroi. Hai băieții? Hai băieții? Hai că vreau să filmez. Adică, na, eu îmi doresc să treacă toată lumea, da. Contentul pentru YouTube e contentul pentru YouTube. Oricum la enduro e greu să nu cazi, așa că cam toată lumea cred că are azi promisă o căzătură. Sliding. Bă, sunt ca un copil de la mic. Și prost uneori. Haide mă, urcă. Uite-te cum stă motorul de alaltul și patinează. Ideea e că a plouat ieri, alaltă ieri. Și e super alunecos. Bă, mie nici nu-mi place să mă dau așa. Hai să ne plimbăm, să vedem poteca, cărarea. Așa fac hiking și merg pe jos. Dă-o sunabi să alunece de tot măcar. A, hai tate, uite balta. Eu n-am iertat-o. Măcar nu mai stau cu emoții, dacă mă murdăresc, dacă stau curat, dacă... Bă, da. Bă, trei au fost. Ar fi fost bine să-i vezi intercom. Da, mă, dar nu poți. Trebuie să înveți organic, normal, el. Adică atunci când are și feeling, atunci învață. Acolo prinzi feeling pentru stradă, că nu mai faci așa. Că dacă faci așa... Greu? Nu ai dă. Eu am zis, nu iert. Măcar nu mai stau cu emoții. Mă ud, nu mă ud. Mă murdăresc, nu mă murdăresc. Vii la garaj și stau vapul frumos. Da. Păi trebuie. Bă, dar le și murdăresc, le și curez, nu? Eu. Nu, mă, tu ca om în general. Noi evităm cât posibil bălțile. Da? Ca să nu... Că trebuie să începi și tu cu asta. Nu, distrează-te. Ai început bine oricum, e cea mai jigoasă. Vezi diferență la garaj când ajungem cu ele sau la mașină? Cum arată mea și al Mihai și cum arată al clienților. Știm că noi spălăm la ele și... Ai voi, are voastre cele mai curate, e? Rămân așa, ceva de genul mare. Așa, ale clienților. M-am dat și cu TPI-ul de 300 și mi se pare nervos, dar mi se pare că tot carburația e mai... te întinde. Câtă porțiune să ai să-i dai? O să ajungem la niște urcări destul de mari, acolo poți să-i dai, dar așa părit de traseu nu... Da, știu. Că... Hai, claxon! Tu ai claxon pe ea? Auci! Cine a dat bine? Dă-i! Auci! Cade? Nu cădea. Nu-i nimic, nimic, hai! Hai, tata, hai, mulțumesc, asta e răzbunarea! Asta e răzbunarea că ți-am urdărit motocicleta! Mi se pare că e totul super alunecos! Uite-o baltă, hei, te-am ratat! Uite smeura, oare s-a făcut smeura? Până postez eu videoclipul, sigur se face smeura! Băieții noștri, da! Ai noștri, da! Opa, au, aia m-a durut și pe mine. Băi, e fain și drumul ăsta, nu se înțelege greșit. Dar pe aici trebuie să curgi motorul să iei cu viteză exact ca la circuit. Adică e foarte fain pentru un începător să meargă așa. Dar dacă vrei să te dai la ea, trebuie toată 2-3 pante. Băi, eu sunt super mândru de Andrei și de Ștefan. Robert știam că se dă, Florin știu că se dă de la Robert. Dar Ștefan n-a fost niciodată pe enduro și deja he's killing it. Andrei n-a mai fost niciodată pe motocicletă. Grijă la lemne, că astea s-ar putea să se întoarcă. Calci pe un cap și se întoarce celălalt și ori te lovește pe tine, ori pe ăla din spate. Stau și mă gândesc, poate Andrei și-a greșit meseria și pur și simplu vrea să fie endurist. Nu trebuie să se facă frizer, trebuie să fie, de fapt, nu frizer, hairstylist, cred că e termenul potrivit. Poate trebuie să fie pilot de enduro. La balta aia în spate, mă gândeam, oare să accelerez? Deci mi-a dat la un handguard în mână. Cine? Noroc că am avut protecția și l-am simțit-o și după aia mi-am dus și mi-am dat și peste asta. Dar vezi că nu se stărupa Andrei, a se observa că Andrei e chiar bun. Prima dată pe motocicletă. Când s-a urcat la mine pe motor, ce de unde îl pornesc? Treabă Florin și Andrei. Andrei, dar tu știi să mergi? Da, mi-a arătat Robert un pic cum. Da, ține-te după mine că știu o scurtătură. Și acum m-am pierdut, practic. M-am pierdut prin pădure, ăsta trebuia să fie titlul videoclipului ăsta. Ideea e că nu știu ce videoclip am, pentru că nu știu ce filmez și nu știu ce se întâmplă. Poate cineva care cu enduro, poate se face accident pe enduro. S-a speriat Ștefan, s-a speriat Ștefan. Ștefan! E concentrat. Ștefan! Dă-i cu a doua. Mm-hmm.
M-am oprit să... Da, normal, păi nu de asta am venit? E, pare, e faină, e și ușoară. E și are power, dacă nu... Cum e? Bravo! Cade! Lasă-o jos, mă, nu te mai chinui! Arunc-o pe dreapta! Nu, du-te mai în față! Eu, îmi ping eu pe dreapta! Lasă-o să cadă pe dreapta! Dă-i drum! Acum du-te pe partea! Nu, nu știu tare! N-am văzut, am văzut! Aia e cea mai bună scuză, n-am căzut, am lăsat-o jos. Patinează-o, patinează-o, dă-i să patineze, așa? La deal, las-o să patineze, dă-i să patineze, să învârtă. Vezi cum motorul opri, în permanent o să stai frâna față și frâna spate apăsate. Care e frâna spate? Și cu toate astea merge. Deci băiatul merge de rupe. Ai la piciorul drept. Râdem noi, râdem, dar nu e ultimul. Da. Le împrăștiem toți pe burtă, să vezi. Și mult pe spate, nu cum face el. Și frânează mult spate aici, ascultă-mă, la urcare las-o să patineze mult, adică de brrrr. Nu. Nu, nu, dă-i să patineze, că o să vezi că tu dacă faci brr brr, ea te împinge și așa, că dai constant brr, ai constant, dar nu te prinde deodată. Și dacă simți că n-ai power sau n-ai turație, fă brr. Exact. Și la coborâre, tu ești băiat deștept și știi să mergi cu motocicleta, poți să o lași în viteză și acționezi asta ca frână de motor. Uite, vezi, uneori o să ți se frâneze roata spate, dar nu te speria. Și ne-o căuta pământul. Ai auzit? Motorul oprit? Da, da. Apă liber și tare în jos. Te văd cu curaj. Bani și frică n-am avut niciodată, să știi. Ia uite-l pe al meu. Ia uite-l cum merge, dar nici eu nu mă las. Nici eu nu mă las, și eu vin și numai asta încă nu-mi cad ochelarii în ochi. Că dacă îmi cad ochelarii în ochi, să vezi ce prost sunt. Ia uite cum s-ar bușteni, vezi? Aia uite-l pe al meu. Bă. Cât de grea e aia? Ai de mijloc? Full gaz urcă? Pe urcă toate. Zici? Dar ai noștri unde s-au dus? Mă rog eu, lasă că mă rog eu după ei. Jos! Jos, jos, jos! Hai, dai, 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 dai! Bine, bine, bine! Ai, tata, așa se urcă panta. Hai să-l dacă urca. Uite cum urcă drăcia electrică. Bă! Uite, aici la urcare de exemplu, tu te ridici pe față de jos. De jos și nu mai are grip. Și n-are, patinează. Te bagi la urcare, ori arunci acolo și te răzgândești, ori până sus n-ai voie să te răzgândești. Nu e, zi pe care? Aia scurtă? Aia se finalizează urât. Cu a doua urci, da? Da, da, da. Întâia pleci, dai a doua și ții full gaz. Și o lași să patineze full, adică nu reduci. Vezi? Nu așa. Ești, bă. Ia uite-l. Ștefane, nu urci brrr, trebuie să fii în power. Ștefane, dacă nu rup fâșul, mă bag pe... Pe aia mă bag prima oară. Stai să urce Ștefan, că vreau să-l filmez pe el. Dai! Arde-o! Hai că n-a fost rău. Știu foarte bine că ai recuperat rapid. Dar dai, hai, uite de la Robert. Ascultă motorul. Vezi? Nu reduce cazul. Brrr, dai, arde-o pe bătrâna. Dai. Hai, hai. Hai că urcă. Bine, bă. Hai că nu e rău. Mai mult gaz. Când ți-e rușine de el, te trântește. Și urcam. Am prins un bolovan, mi-a aruncat fața. Hai, hai nașpa jos. Că unul am năstrit și panta, doi l-am năstrit și motorul. Hai cu el ușor. Hai mă, coboră și spatele. Mi-a aruncat fața ceva acolo la urcare. Urcă, urcă, urcă. Bine, bă! Ce fac acolo?
mașină fără benzină. E carburație și are supraplinul, așa-i? E a picat fisa. Cum ți-e mai ușor? Poți să pleci direct cu a doua, dar trebuie să o duci în ture, ori pleci cu a întâia, eu plec a întâia și dau a doua. Dar o duci în ture, bă, sus, să ajungă în red line. Avem o întâmplare cu a carburată, vom pleca noi, așa? Până e o fată. Așa? Eu rămân ultimul. Vrei să rămân eu ultimul? Cine consideră că nu se pierde de grup, să rămână ultimul? Rămânem noi. Stai, țin-o picat, că mă ușe acolo. Dacă tot îi țin motocicleta, măcar să mă și dau. Dar nu știu, arunca sigara pe jos? Care era? Care? Nu cred. Să-i cadă coiuțul ăla de aruncat pe jos. Eu sunt teroristul grupului. Pentru că oamenii nu uneori sunt așa foarte... Da, eu nu mă distrez, dar eu nu vreau, dar... Distrează-te că odată trăiești. Mă rog, odată mori, da, na, până să mori, odată trăiești. Cred că rămân ultimul cu Robert acolo, că noi ne mai știm între noi și... Nu rămâne nimeni în urmă până una alta. Bine, Andrei! Bine! Aoleu, iar vine ploaia? A, nu, baltă, baltă, baltă! Fuuu, și era fix pe unde voiam să o iau, adică fix pe mijloc. Am căzut fix pe coiuțul drept. Ah, bă, deci dacă nu mi-am luat azi la ochelari pe față, nu mai stau pe cască, mă duc acasă cu ochii vineți. Hai, dă-mi, stai așa, stai. Hai că țin și-o de-aia. Hai. Dai pentru ce, dai. Aba. Ca porci ne facem. Mama. Ca porci. Vezi, nu mai stai cu emoții. Opa. Cade. Nu care. Mamă, sărac. Vai, ce nevoie acolo. Să nu mă arunc pe burtă pe acolo. Alunești mai mult. Vezi să nu-i murdărești motorul lui Robert. Trebuie să stai în față să accelerezi un pic să te murdărești. I-am dat cu fole. E de acolo. Pe galerie, neapărat pe galerie. Acum începe mocile alea. Eu măcar am zis de la început, bă, eu mă murdăresc și știu o treabă. Așa să mai am dubii că mă murdăresc, că nu mă murdăresc, că... Pff, să-mi las un pic de spațiu măcar să am avânt, să nu mai stau cu frânele și cu picioarele pe lângă, că atunci te dezechilibrezi și măcar dacă stai din motor, îl mișc cu totul. Unu, a doua, ia uite, din picioare. Pam 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 pam. Ia uite cât de ușor. Deci uite de la cauciuc ce aruncă, să-ți dai seama cât de multă mizerie e pe aici. Clar pe aici se poate merge mai tare, dar oricum ținând cont de faptul că avem începători și mai ales Andrei care, bă, începător, nu că n-a mers deloc pe stradă cu motocicleta pe nicăieri. N-a mai intrat cu motorul și el deja a urcat dealul. Așa tata, așa tata, ia uite, baltă, 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 așa eram și când eram mic. Deci unde veneam o baltă, eu săream în ea. Aici pe pietrele astea eu nu-mi doresc să cad, că pe aici pe pietre chiar te lovești. Dar acum putem să reschidem gazul. Așa tata, prin baltă, aia e, de prin baltă, așa tata, așa, ia uite cât de arâncă e. Au, mersi. Ce zici? Dacă faci ceva, gen voltare pe bolovanul ăla. N-am înțeles. Voltare, voltare, pe bolovanul ăla din spate. A, da. Tot n-am înțeles ce a zis. Mandă lumea, da? Da, da, da. Au rămas doar doi în spate, atât. Zic, nu rămâne nimeni, de-aia mă uit în spate mereu. Atunci mă uit după tine. După mine, după mine, așa. Măcar în felul ăsta știu că nu vrea să mă pierdă. Oba, cine a căzut? Wow, cum se vede aici? A, pe acolo trebuie să urcăm? Wow, ce mișto! A, deci nu urcăm pe acolo, de ce mă? Eu aș fi vrut să urc pe acolo! Ștefane, picioarele în scărițe! Așa, 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 așa! A zis Alexei că ultimul care ajunge la platou, masa e de aia. Și că așa e recitat, dar eu sunt ghizător de coloană. Aici e pământ uscat și uite ce bine prinde gripul.
Stai în picioare când mergi așa pe drum, că e mai simplu. Dacă stai aici, amorsezi totul din picioare, să nu simți totul în coloană. Facem pauză. Pauză iar? Bravo, bun. Te descurci, mă. Îți iau și eu un pic telefon să fac o poză. Ia, vrei? Da, nu, mi-am luat de mâncare, da. Al meu e la Robert și de aia. L-am luat pe Ștefan și acum fac story cu telefonul lui Ștefan. Alexei aici, cum a fost Alexei? Senzațional. Senzațional. Asta nu e telefonul meu, dacă vrei, pentru 4000 de lei e al tău imediat după ce terminăm. Facem poze până-i bloc. Am înțeles. Și am ajuns aici. Îți dai seama care e IQ când faci landscape cu camera frontală. Și aici sunt băieții, am ajuns în capătul lumii. E foarte fain. Bate vântul tare. Și în cazul în care avea cineva dubii, nu, nu sunt curat exact așa echipamentul. Bă, te descurci de mine, bravo. Îți place? Fiță. Dar cred că mi-am motor ăsta adevărat de stradă. Îmi place mult, dar îmi place senzația de a sta pe motor și de a mă da așa prin. Dar treaba asta cu hârtoape îmi place, dar cred că mi-a plăcea mai mult pe cine, că m-am dat și pe cine și belea. Hoba! Ne atingem, ne ascundem într-o pădure nouă, de-abia descoperită. Abia aștept. Hoba, 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 hoba. Ești ok? În picioare, Andrei! Vă rog, tăvoliți-vă mâncava, că-i tura lui Alexei de spălat. Bă, și-am vrut să vin mai tare. Au, 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 au. Pe jos. Nu, 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 nu.